Oana Zamfir și Vlad Craioveanu la DGFM. Ca să știi... Avem alături de noi până la ora 9 și vreau chiar până la 10. Până la 10, pardon, defazat. Vreau să discutăm pe tema subiectului cu shaorma la teatru. Oana, ai onoarea să faci introducerea subiectului. Un actor clujan, Cristian Grosu, a povestit recent pe pagina lui de Facebook o întâmplare, Radu. Pe când jucam Hamlet, spune actorul, la Teatrul Național Cluj, două domnișoare trecute, scrie actorul în paranteză, care stăteau în primul rând chiar după început a spectacolului, au început să mănânce shaorma. Credeți-mă că nu e o glumă, spune Cristian Grosu, o shaorma cu de toate. Probabil au așteptat să se facă întuneric în sală, pentru că personajul meu intra din sală printre spectatori, am reușit să le atrag atenția. În orice caz, gestul lor, gestul de a mânca într-o sală de spectacole, mi s-a părut de un extrem prost gust. Nu mai vorbesc despre ținută, telefon mobil și așa mai departe. Mi se pare mai mult decât corect să întrerupi un spectacol dacă spectatorii dau dovadă de prostie cronică, spune actorul Cristian Grosu. Domnule Radu Paraschivescu, Shakespeare ăsta chiar așa trezește poftă de mâncare? Nu e recomandat celor care țin dietă? Ce se întâmplă? Să vezi la Rabelais, să vezi la Gargantua și Pantagruel. Da, 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 acolo nu te astâmperi. Bun, acum sigur, dacă e să glumim, putem vorbi de desolemnizarea actului teatral. Pentru că și așa se propun tot felul de versiuni îndrăznețe și așa Hamlet a jucat și pe motociclete și cu haine de piele și cu telefoane mobile. Prin urmare, de ce n-ar exista și un corespondent în rândul publicului? Mai ales că publicul însuși de multe ori e cooptat la asemenea spectacole, uneori fără să știe, și la tragedia, la trilogia greacă montată de Andrei Șerban și la alte piese. Doar asta că nu e corect să mănânce doar doi spectatori, dacă e să fie cu care să mănânce toată lumea. Da, adică să fie un concurs de mirosuri și fiecare să mănânce altceva. Da, asta e împletirea simțurilor, da? Pentru că mirosul, o șaurmă miroase, adică nu e, mă rog, nu e apă plată, iar mirosul este considerat un simț inferior. Eu citesc acum o carte întâmplător care se cheamă Lecturi olfactive ale pielii. Relația dintre miros și piele, care este relația dintre text, dintre pagină și textul scris. Eu am o legătură cu mirosul, adică mi se întâmplă să mi-aduc aminte de țări și spun că Italia miroase într-un fel, așa, Grecia miroase într-un fel. Bucureștiul miroase într-un fel. Metroul din București miroase într-un fel. Da. Pe urmare, mirosul este simțul, unul dintre simțurile inferioare, pe lângă văz și auz, care sunt simțurile aristocratice. Dar, devenind oarecum serioși, dacă nu abrazivi, așa ceva sigur că nu se face. Eu am văzut lucrul ăsta anunțat de Nicolae Constantin Munteanu pe pagina lui de Facebook și el spunea chiar așa, două proaste, asta era formula lui. Acum nu știu care era IQ-ul, însă sunt praguri pe care e bine să nu treci, dincolo de care e bine să nu treci, adică ești la teatru totuși, tu știi unde vii. Da. Știi că lucrurile s-au destupat, s-au emancipat, dar există granițe ale bunului simț, ale actului artistic, ale respectului, peste care nu treci. Valabil nu doar pentru o violentare de genul unei șaorme care pută de tendoaie. Da, dar poate-i scăzuse glicemia doamnei sau doamnelor. Dar există tratamente, există pastile, există tot felul de lucruri, există un pahar cu vin, mai bine bei un pahar cu vin care e hipoglicemiant. Să miroase Shakespeare așa urmă. Da, nu, dar este... Da, a făcut bine că a întrerupt spectacolul, actorul? Absolut. Da. Au mai fost spectacole întrerupte pentru telefon mobil. Oana Pelea povestea tot pe Facebook acum câteva zile cum te simți tu ca actor când știi că vezi... Când te uiți în sală, începi să-ți pui rolul sau replicile și vezi oameni cu chipul înălbăstrit de telefoanele în care se uită. Deci oamenii aia sunt în altă lume acolo. De ce au venit? Exact, asta e întrebarea. Și mie mi se pare că a făcut bine întrerupând spectacolul. Nu știu dacă efectul de rușinare și-a atins îmi imaginam acum...
o scenă, mâncau fetele shawarma, da. Actorul le-a văzut, trebuia să le ia shawarma și să recite din Shakespeare mâncând din shawarma. Da, măi, bine că totuși doamnele sau domnișoare sau ce-or fi fost, noi am spus, păi continuați. Da. Mai era și varianta asta. Adică, ce ai făcut, ai oprit? Am dat bani pentru spectacolul ăsta, exact. Păi ce facem? Ne jucăm? Da. Nu, da. Noi suntem... toleranți și lucrurile s-au elasticizat mult și granițele au cam dispărut. Sunt totuși praguri peste care n-ai cum să treci. Și ăsta este pragul de respect care are în vedere că omul ăla face o muncă foarte grea acolo pe scenă, că își pune sufletul în fața ta, că riscă, își riscă sănătatea de multe ori și că tu, ca spectator, în contul unui bilet cumpărat, ne vezi faci chiar orice. Adică, da, iarăși noi reducem la România. Nu-i numai cazul României. Am văzut așa ceva astăvară la Opera din Viena, nu în altă parte. Am și povestit, în rândul 2, un cetățean în șlapi, cu pantalon scurt, cu tricou, mânca și el. E adevărat, nu mirosea ce mânca el, era chiar în spate, chiar în fața mea. Și băiatul se simțea ca pe plajă. Adică avea impresia că de acolo se duce, avea, face o baie și vine înapoi. Avea o plajă culturală largă. Foarte largă. Mai nu largă, știm ce naționalitate avea, nu? Nu, dar părea, sigur, atâta cât poți tu să deduci, părea ceva de la antipoz, nu știu, neozelandez, australian. Mm-hmm. Austriac nu cred că era ca austriec, ci totuși țin la ștaiful ăsta. Deci oricum nu era de acolo. Nu era de acolo, din niciun înțeles. Punct de vedere. Da. Și, sigur, e opera din Viena, e opera în general. Sigur, nu vii cu papion, nu vii cu rochie de seară, sau că am dus vremurile astea, dar nu vii nici în ținută de ștrand. Măcar un pantalon. Acolo, da, acolo un crac. Asta zic. Cumva mă simt mai bine că se întâmplă și la alții. Măcar atât. Oana Zamfir și Vlad Craioveanu la DGFM. Ca să știi...